muncitorii ăștia cum au lucrat, cum au lucrat neprotejat șantier, la fel lucrează și acum, când strâng șantierul, niciunul n-are cască, risc să-i cadă o chestie de aceea pe cap, să-l atingă și să dea ortopopie. Și după aceea o să zic că dați-ne ajutor de la stat. De ce filmați? Ca să văd. Ce anume? Cum se încalcă normele de securitate a muncii. Ce? Nu trebuie să aibă căști muncitori. Și pentru asta filmați? Da. Lucrați la primărie noastră? Da, la inspecția muncii. Da? Dați-i și mie un nume, să știu și eu. Oleg Brega, de la Curaj TV. De la Curaj TV. Cum a zis? Brega Oleg, de la Curaj TV. Și nu înțeleg de ce filmați, adică... Ca să arăt la inspecția muncii și la primărie. Așa? Dacă încălcați normele de securitate a muncii. Și lăsați o grămadă de gunoi în urmă. Ce gunoi lăsăm în urmă? Unde a lăsat gunoi? Arătați-mi ce gunoi a lăsat. În timpul șantierului a stăiat o grămadă de... Locuiți în blocul ăsta? Alături și mă intoxicați. Alături. Treaba mea unde locuiesc acum. Nu mai opresc filmarea. Tocmai că îmi trebuie martori. Pentru asta filmez. Ca să demonstrez că se încalcă normele ecologice și de protecție a muncii. De ce n-au muncitorii căști? De ce n-ați izolat șantierul ăsta niciodată? N-ați avut cârpe, pânze pe el ca să nu poluați. Haideți să vă explic dacă vreți. Dar lăsați filmarea, ați filmat. Păi nu, ce aveți vreun secret ceva? Nu, ascultați-mă, acum ați filmat, ok, ați filmat muncitorii, nu mai filmați, că nu cred că aveți voie să mă filmați așa. Ba da, ba da. V-ați apropiat de mine, înseamnă că eu trebuie să mă protejez. Ok, ok. O să trebuiască să răspundeți la poliție sau la inspecția muncii. Ia uite, dacă cade acum una dintre cele pe capul lui, el o omoară. Cum n-are ce să cadă? Cade de obicei, așa se întâmplă pe șantiere. Mafia. Se ascunde după copac. O fi dirigent de șantier, el e primul responsabil pentru asta, altfel nu s-apropia. Măcar așa ar trebui să fie un șantier. Cu schelele acoperite. Dar muncitorii tot neprotejați lucrează. Au doar veste reflectorizante. Și atât. Măcar nu poluează, își pun viața în pericol, dar nu poluează foarte tare ca ceilalți.